Dacă totul va funcționa conform planului, acesta va merge și va șuta o minge de fotbal cu ajutorul unui exoschelet controlat mental, ce a fost dezvoltat de o echipă internațională de oameni de știință ca parte a proiectului Walk Again. Dr. Miguel Nicolelis, un neurocercetător brazilian care lucrează la Universitatea Duke din Carolina de Nord, a antrenat 8 pacienți, din care unul va lovi mingea în cadrul campionatului mondial de fotbal. Antrenamentul a început într-un mediu virtual, un simulator. Pacienții au folosit exoscheletul pentru a face primii lor pași și unul dintre ei a folosit controlul mental pentru a lovi o minge. Acesta este controlat de activitatea cerebrală și transmite semnale de feedback pacientului. O cască montată pe capul pacientului citește semnalele cerebrale și le retransmite la un computer din rucsacul exoscheletului, care decodează semnalele și le trimite către picioare. Costumul robotic este pus în mișcare de elemente hidraulice și o baterie din rucsac permite folosirea acestuia pentru aproximativ 2 ore. Una dintre tehnologiile cheie este un senzor de ultimă generație în materie de piele artificială. Senzorii de pe piele artificială a robotului pot simți mediul înconjurător într-o manieră similară oamenilor. Atunci când piciorul exoscheletului atinge solul, există o presiune pe care senzorul o detectează, iar înainte ca piciorul să atingă pământul, apare o detectare precontact. Este un nou mod de a implementa simțul tactil în piele artificială pentru roboți. Mai mult, senzorul oferă informații despre temperatură și vibrații și le trimite pe toate către o singură unitate de piele. Atunci când exoscheletul începe să se miște și atinge pământul, semnalul este transmis către un vibrator electric de pe brațul pacientului. Vibratorul stimulează pielea pacientului. Când exersezi pentru mai mult timp, creierul începe să asocieze mișcările picioarelor cu vibrația de pe braț, iar pacientul începe să dezvolte senzația că are picioare și că merge. Unii critici și-au pus problema că demonstrația exoscheletului ar putea crea falsa impresie că tehnologia va fi disponibilă în viitorul apropiat. Această tehnologie este primul pas simbolic spre o nouă abordare în îngrijirea pacienților cu paralizie. Acesta este modul în care știința avansează. Este modul de a spune societății că avem posibilitatea de a visa la această realitate pentru că funcționează deja experimental.